Hai, bună dimineața! Azi 20 aprilie 2024. Vreau să fac un clip cu noile achiziții, noul cuib de ieri, plus modificările care le-am făcut cu cuiburile de iepuraș. Așa că țineți aproape. Ce-i Jesse? Ce-i Jesse? Trecem la 60-55, adică bihoreana mică, care ieri dimineață până la vreo 10, după 10 așa o puiat, au făcut 4 puișori, dar din păcate unul a fost pe aici așa, cum a fost cam frig ieri, asta e să mai întâmplă, așa că mai are 3 prichindei. Ce face acolo, mă, ce cauți acolo? Ce cauți acolo? La California încă i-am luat 2 pui, unul găsit și la asta dimineață, ieși tăi din cuib. O să vedeți unde l-am pus. Aici au avut 7, mai are 4, cum zic, 2 am pus în altă parte. Și am mai pus încă unul de la femela albă. Acum asta are 5. Ia să și vă arat. La asta care zic eu, uriaș de Transilvania, pentru doar desenul care el are așa pe ea. Asta, din păcate, o mai avut doar 4 puișori. 3 puișori, nu știu, stai să vedem și câți mai are. Așa, vedeți așa 2 negri, e de la californiancă. Uitați ce burticănoși sunt. Asta mai are doar, da, doar 3 mai are. Nu știu, eu îmi proșet aici pe-n cuib, i-am găsit înghețați. Așa. Ia să le pun puful pe aici, înapoi pe ei. Asta se întâmplă cu iepurașii, mai și pierderi, mai și... și nașteri, și asta e. Asta având 7, i-am pus unul la... unde l-ați văzut, la californiancă. Acum sper să, are, să aibă 6-6. Numai asta, uite, trebuie să-mi pun mânușa pe mână, că e foarte, foarte agresivă. Au dus-o și mărie așa. Trebuie să pun așa cotul pe ea, că dacă nu, mă, și-o atacă. Dai nebună, am zis, că așa face nebună. Așa face asta, uite, trebuie să țin așa cu mână pe ea, cu cotul pe ea. Mă gândesc că ar trebui să fie toți 6. Dai, mă, lasă-mă în pace. Asta e câine. Așa ceva e ca și mama sa. Ca și femeie la mascul. Și asta acum la o lună tot mă atacă dacă bag mâna în cuib. Așa că am echilibrat cât de cât cuibul. Și la asta. De asta am zis că seamănă toată pe mama sa. Toată seamănă pe mama sa. Ia să vedem. Uite, deja e poziția să dă urechile pe cap. Să mă atașe. Mă atași? Ha? Mă atași? Ha? Uite, auziți-o? N-a reușit să filmez, dar au venit spre mână la mine. Ce-i, mă? Pitbullilor, și tu și fiica ta. 2 pitbulli am aici. 2 pitbulli. În rest, ăștia-s pe poziție. Asta bihrana mică. Asta o să plece astăzi. Așa. Sorul s-a plecat luni. Aici echipa completă. Aici echipa completă. Aici a trebuit să sacrific mama de la acești puișori. Și aseară am dat 2 la băiatul care mi-a dus aia la 3. O luat 2 pentru fetiță. Deci ce piticuță, acum să aibă de Paște. Așa. Au și așa o lună de zile acum, nu știu, cât au avut o lună. Acum zilele astea au avut și o lună. Și mă, ca acolo mâncare. Da, piticuță. Așa, șmecherul ăsta de la domnul Ariel. Pufușenia. Hei, bună dimineața!
Are acolo, nu știu ce, în cap, un scaiete, nu știu ce, și-o găsit pe-n fân. 1, 2, 1, 4, 4-le. Prima achiziție de la domnul Ariel. Aici piticănii ăștia. Stați cu mine să nu cădeți jos. Stați cu mine. Ce bază mai acolo, mă? Stați, mă, să nu cădeți jos. Stați, mă, să nu cădeți jos, mă. Ce faceți mai acolo, mă? Pașmecherul ăsta l-am băgat la locul lui. Aici am mascul. Și aici prințesele. Ei, bună dimineața! Ce faceți? Aici a mai rămas doar o găinuță. Găinuța mea șmecheră. Și o să încheiem clipul de unde l-am început. Acolo ceva nu-i în regulă. O fi o mascul între ei, o fi femeie între ei, nu știu. Dănuț vă salută și weekend plăcut la toată lumea. Na, acum Dănuțule trebuie și să-i împart. Hai că deja și mă pun să o bag din jos. Nu, să nu închei clipul. Am băgat-o pe asta agresivă, e femelă. Am băgat-o aici jos. Acum am boxul aici jos. Pot să schimb și pe asta la altă. Și numai bine.